Federația Sanitas a strâns peste 35.000 de semnături la nivelul întregii țări pentru declanșarea grevei generale, care ar urma să aibă loc la sfârșitul lunii octombrie, dacă federația nu va ajunge la o înțelegere cu guvernul. Sindicaliștii Federației Sanitas s-au protestat marți timp de 2 ore în fața Ministerului Sănătății. Aceasta este a treia acțiune de protest din cadrul acțiunii numite Marțea Sanitas, potrivit căreia în fiecare zi de marți sindicaliștii vor picheta câte o instituție a statului. Între timp, Federația a început să strângă semnături pentru greva generală care ar urma să aibă loc în 31 octombrie. Potrivit vicepreședintelui Sanitas, peste 35.000 de sindicaliști din țară au semnat până în acest moment pentru declanșarea grevei generale, dacă până atunci nu se va ajunge la o înțelegere cu guvernul. Până să ajungă la greva generală, medicii vor intra pe 12 octombrie în grevă japoneză, iar pe 19 octombrie în grevă de avertisment cu întreruperea activității timp de 12 ore. Nemulțumirile medicilor și asistenților medicali sunt legate de diferențele mari de salarizare din sistemul bugetar.